E nebună drona asta, zic. Vine după tine. Bine ați venit la un nou episod, sunt aici cu Radu. Hei! Și Radu și-a cumpărat o dronă Zino Pro. Nu? Nu, e Zino simplă. Zino simplu. Și spunem așa o părere rapidă. Având în vedere că e prima mea dronă, este extraordinară. Ai băgat-o în copaci, cum am făcut eu în ultimul episod? Nu, când am desfăcut-o prima oară și mă uitam la instrucțiuni, eram în casă și am armat-o din greșeală și s-a dat de niște pereți pe acolo. Dar e ok, n-a pățit nimic. Nu. Ce mi se pare foarte tare este că aici Radu are un landing pad din ăsta și e foarte bun dacă decolezi de pe suprafețe cu pământ sau cu praf sau chestii care poate să-ți intre în felicii sau pe cameră. Ești pregătit să o lansezi? Nu știu, să vedem. Ia, fii atent. Știi să o pilotezi, da? Nu știu, vedem știi. Acum. Uite, filmează, fii atent. Deci drona asta filmează 4K, ați mai văzut-o poate într-un alt episod pe la mine pe canal și o recomand cu căldură pentru a fi prima dronă pe care o pilotezi. E stabilă, am zburat-o și pe vânt, am zburat-o și la mare chiar. O șmecherie pe care ți-o recomand este să te pui astfel încât să vezi, să vezi drona, să vezi și ecranul, știi? Adică așa. De exemplu, așa, da. Adică așa. Când te uiți și la ecran, bam, și te uiți și la dronă, care undeva, uite aici, uite aici. Bun, ce pot să mai zic despre drona asta, pentru că Radu este foarte ocupat aici să o piloteze. Mă scuzați, eu încerc să-mi aduc aminte cum să pilotează. Deci hai că-ți explic eu. Butonul ăsta din stânga controlează altitudinea și rotirea capului dronei stânga. Uite un teren de tenis. Uite un teren de tenis. Să aterizăm pe el. Și butonul din dreapta, maneta din dreapta face ca o mașină teleghidată, față, spate, stânga, dreapta, știi? Și practic cu o combinație de joystick-uri poți să o... Uite, acum te întorci frumos după dronă ca să vezi așa direcția în care e. Creative nu știu ce, da. Da. Ia, hai să facem un creative. Dar... Drona are niște moduri din astea interesante în care ea face anumite task-uri pe care le dai tu automat, știi? Îi pui mod. Dai follow mod, să vezi ce mișto e. Știu, dar trebuie să-l apropiem mai aproape de noi. Stai că avea o chestie de făcut poze 360, uite, creative. Deci, practic, drona se învârte așa... Mai lin. Lin, de jur împrejur. Nu e o poză 360, cum face Mavic-ul, dar e o filmare. Sunt adeptul a face o anumită mișcare într-o singur cut. Adică, dacă tu ai de la secunda 0 la secunda 5 filmare pe care o folosești în montaj, să n-ai mișcări bruște sau să ai, de exemplu, doar o singură mișcare în față sau în spate sau chestii de genul ăsta. Te-ai prins? Da, are o chestie de genul ăsta, are un flyby mod, line fly mod. Așa. În care tu îi stabilești o coordonată. Aha. Și apoi ea te filmează plecând așa. Adică, ia hai să facem asta. Da, nu știu dacă... Uite, stai. Bă, mi-e cam frică de copaci ăștia, sincer. Păi și mie mi-e frică de copaci ăștia. Dar n-ai ce face, adică. Auzi, nu poți să trăiești cu frica. Hai să facem un follow, mă, da, să dacă vrei trebuie să facem un follow. Trebuie să apropii. Da, trebuie să apropii. Auzi, uite, putem să facem aici. Hai să-i dăm un follow home, să vedem dacă caută... Un home. Păi dacă... vezi, dacă îi dai să vină singur acasă, da. Se ridică la 100 de metri și după aia vine. E mai mult la de 100 de metri, bă. Acum, la ce înălțime e? E la 100, ia. La take-off point, da? Da. Hai să vedem ce se întâmplă. Deci Radu a bifat o funcție interesantă în această dronă și anume...
să aterizeze fix în același punct, să înregistreze punctul de unde decolează și să aterizeze. Și e foarte tare dacă ai un astfel de helipad. Opa, ce face? Uite, trece un avion. Pozează. Și asta vreau să zic că Radu acum a apăsat pe butonul Return to Home și drona trebuie să aterizeze în același loc. Sunt foarte curios dacă face asta. Se folosește de GPS și de filmarea de atunci când a decolat. Uite-te. Eu te-am îndreptat camera și acum targetează locația unde trebuie să aterizeze. Deci vezi, asta face cu... Vai, deci nu pot să cred. Fii atent ce face. S-a poziționat stânga, dreapta. S-a poziționat. Deci eu leșin dacă asta aterizează în acele... Fii atent, frate, zici că îi dă bombă. Zici că îi dă... Și le face cu dată și pe urmă aterizează lângă. Da, aterizează în râu. Da. Ia fii atent, bă, bă, nu, nu, a pierdut-o. Stai că încearcă, încearcă. Ha? Nu. No! No! Ei, hai că e destul de aproape. Ăla, 10 milioane. Da, frate, dă un cu de 80 de centimetri. 80 de centimetri. Uite, perfect. Ca să nu fim foarte mult acest episod, hai să mai facem ceva. Hai să facem fly-by mode. Hai, nu fly-by mode, follow mode. Follow mode, da. Și noi ne plimbăm. Eu o să aleg, adică eu mă mișc, știi? Da. Și tu mă urmărești pe mine cu asta. Vezi că dacă o să alegi prea tare să... Nu, o să încerc să mă mișc, uite, mă duc până acolo. Bun, acum Radu o să seteze pe ecran drona, o să selecteze un pătrat în jurul meu și o să mă urmărească. Și face asta pe software, adică o să se uite pe software, vede unde este punctul Matei marcat și mă urmărește dacă eu merg stânga-dreapta. N-am unde să mă duc foarte mult și sper să nu intru nici în copacul ăla de acolo, adică să nu bag drona în copac. Apropo, suntem la păstrăvăria Brătioara, unde se crește pește și se mănâncă foarte bine și se și stă și poți să faci diverse activități. Foarte mișto aici. Destul de frumos și poți să și zbori cu drona liniștit între dealurile astea foarte superbe. Merge? Hai, mă îndepărtez. Da, vine după mine. Păi, vine după mine. Vedem aici în stânga mea un aro superb de pe vremea lui Ceaușescu. Păi, nebună asta vine. Hai că vine înapoi, fii atent. Hai să vedem dacă ea se prinde. Vezi să n-o bagi în copac. A, și m-a pierdut. Deci am trecut prin dreptul mașinii și m-a pierdut, dar m-a urmărit. Aici trebuie să-i, cred că să-i mai selectez încă o dată punctul. E nebună drona asta, zic. Ce e foarte mișto de făcut este dacă ai buton de pauză. În caz că se întâmplă să o bagi în copac, apeși pe butonul ăsta, stop aici. Și ce se întâmplă când apeși? Și îți oprește urmărirea. Aha. Știi, ea apasă pe stop. Hap, gata. Da. Și s-a oprit. Ia, și acum? Băi, vezi că n-aterizează bine. O să dai în ăla. Deci la milimetru. Deci la milimetru a fost. L-a atins un deci pic, știi? Deci nu tu mai sel. Chestiile astea ar trebui bătute. Băgate mai mult să nu... It's elementary. Da. Deci asta ar trebui să fie... Să le bagi, da. Era, am dat de piet. Dar astea ar trebui să fie... Băgate adânc. Ai auzit cum da. A luat un pic. Asta? Exact, da. Mai avea un pic de tot. Asta a fost drona, asta a fost toată povestea, el a fost Radu. Salut. Începător în ale dronelor, dar pasionat. Vrei să zici ceva în încheiere? Trebuie să fie exersat acasă, să vă demonstrez niște, că eu acum am descoperit niște chestii, mai ales că am trecut telefonul ăsta. Da, e foarte fun. Super ok. Și mai avem o baterie de mai avem o baterie. Pentru golul alpin. O să mergem în golul alpin și poate mai filmăm acolo. Zăpadă. Ne batem cu zăpadă, cu drona, o să merg și eu cu drona, merg și tu cu drona și facem o excelent urmărire. Hai, asta a fost. Bine. Tot. Ciao, pa, pa.